Stop moving. Stop moving. Ездить мы, мужики, назад! Добройте, пожалуйста. Давайте, давайте. Будь ласка, идите. Мужики, назад! Ви не розумієте, чи що, йомою? Я рад, що почекайте тут. Тут є їжа, вода, туалет. Розумієте? Дякую. Water. No, maybe for kids. Of course, for kids. Pampers. Cine are o cartelă pentru uite aici o cartelă. Uite, ai o cartelă la internet, poți să folosești. Am înțeles, mulțumesc frumos. Băgați cartela și aveți internet. Puneți cartela și vă puteți folosi. Aveți internet, aveți și minute acolo. Cartofi de Bucovina. Așa, boss. Cartofi de Bucovina. Poftiți, domnul Geo. Haideți. Spasiba, mulțumim. Spasiba, spasiba, ia. La Iași, pe toți. Iași, Iași, o, ducem noi cu mașina, vă asigurăm că așa reșită. Dacă ar vrea să plece din Iași, putem ține 2-3 zile să se odihnească un pic și după aia să puneați la mai departe. Nu merge varianta asta. Ce se întâmplă, ei au nevoie să ajungă. În Cehia. În Cehia, în 24 de ore. La 24 de ore, dar e greu să ajungă. 24 de ore, greu. Vă putem ajuta cumva cu un autocar sau ceva, dar asta va fi mâine, deci noaptea asta trebuie să dormiți undeva. Dacă aveți nevoie de să dormiți undeva, putem să găsim un loc pentru dormit. Deci gratuit, nu cu bani. Deci ca să vă puteți odihni și mâine să căutați un mijloc de transport. E o situație care nimeni n-ar vrea să ajungă. Indiferent că mâine avem serviciu, că facem drum lung, că e deja o oră târzie și trebuie să ajungem înapoi. E ceva care... Acum cel mai important este să fim alături, să ne susținem care cum putem. Plâng fiindcă, în primul rând, sunt oameni în mijloc, indiferent de situația politică, indiferent că cei din politică ceva nu s-au înțeles, că nu le convine istoria, că vor să se răzbune, până la urmă, în istorie, au fost alți oameni, nu aceștia care sunt acum. Și plâng fiindcă mă doare. Mă doare, puteam în locul lor să fiu și eu, se poate întâmpla oricând și cu noi lucrul acesta. Cartușca fri. Dar și de acolo își ghid. Vlade, cu vădă și este. Dar ceva, niște de încălzit, niște apă fierbinte. Eu vă zic, ei sunt spărie. Deci de ieri de dimineață. Uitați dumneavoastră cât oamenii simpli au venit și asociațiile când trebuia aici cine, dumneavoastră statul trebuia să fie aici, să fie alături de noi, ei trebuia să facă, trebuia să monteze corturi, trebuia să fie voluntari, hai să ajutăm să facem ceva. Ce a făcut? Uitați, dacă mergeți, e debandată că n-am. Noi fiecare facem cum putem, unii putem. Nu așa se fac lucrurile. Eu am văzut, schimbat acum. E ușor să dați vina pe cineva. Dar eu nu dau vina, eu spun realitatea. Și care dacă o faceți, sunt convins că o faceți din suflet, da? Din suflet fac ceea deci ce fac. Toți facem treaba asta, bine, pentru că noi acționăm înaintea guvernului și înaintea celor care ne conduc, noi oamenii. Așa trebuie să facem, cu toți, da? Nu, trebuie să facem altfel. Trebuia instituțiile statului și cei care ne conduc pentru asta, am spus să fie ei în locul nostru aici, înaintea noastră. Trei copii. Trei copii. Deci, ai? Unu. Un copil. Doi copii. Așa-i? Așa-i? De când sunteți aici?
Păi de vreo două ore. Și ce v-a impresionat cel mai mult din ce ați văzut? Copiii trași de mână ca niște valize. Tristețea lor, faptul că unii dintre copii refuză darurile, sunt atât de marcați de război încât nu le mai trebuie absolut nimic. Sunt copii, dar ultima tură pe care am dus-o chiar au fost trei copii și cu o mamă. Cei mici nu știau ce se întâmplă, dar fratele cel mare era puțin... Era conștient de ceea ce se întâmplă și era puțin cam devastat de situația actuală. Mă impresionează faptul că românul e primitor, știi? Ăla, românul ăla... Uite, aici sunt niște oameni care au dus pâine. Știi? Nu știu, e mișcător ce se întâmplă aici. Ați făcut niște ce acasă? Am făcut acasă 200 de litri, am cumpărat sticle, frumos. Dai la om o sticlă de ceai. De ce, ce fel de ceai? De mai multe plante, mere de albine, lămâie. Urucica, anciui. Bere trămaițe, îți susținem cu urucica. Nu vrei? Nu-ți place? Cu farin totul, sau ciocolată. E ultimul lucru pe care l-ai luat de acasă, când pleci în exil. O jucărie pentru copil. E ultimul lucru. Dacă vrei să iei ceva, iei, nu știu, bijuteriile, televizorul, ai luat televizorul în spate, ai luat orice, dar ai lăsat pe ultimul loc o jucărie. Și îți dai seama bucuria unui copil când vede o chestie de genul ăsta. Știi? Where are you from? From Ukraine. From what city? Mykolaiv. Mykolaiv. And you left alone with the kids? Yeah. And their father? Father can't come here. They stay, all men stay in Ukraine. And what do you plan? Where do you want to go? We'll go to Poland. You have relatives there? No, we just have no choice and go there. And from there you plan to stay there for a long time? Hope no, but seems yes. What happened to your home? It was. We have no home already. Why? It is destroyed by Russian. Thank you.